iubirea fotbalului românesc. În Giurești pare să fi venit sărbătoarea de Halloween. Atmosfera este sumbră, temperatura aproape de cea înghețului, starea din cadrul clubului pare chiar depresivă, iar stadionul Rapid arată tot mai în paragină, ca și cum ar fi fost părăsit de când lumea. În această seară, Planeta Giulești dă chiar senzația că se scufundă, așa cum tot sublinia încă patronul George Copos. Într-o noapte rece și neagră de noiembrie, totuși Rapidul încearcă să se scuture de proprii săi demoni și să revină la viață în fața unei alte echipe în mare suferință, Gaz Metan Media. Și de la această oră, Bogdan Socol vă spune bună seara și vă invită să rămâneți pe Digi Sport 1 pentru meciul Rapid Gaz Metan din etapa 16 a Ligii 1 Bergambir. Rapidul joacă fără spectatori în această seară, ca urmare a incidentelor de la meciul cu Astra. Giuleștenii au renunțat și la ideea de a lăsa femeile și copiii să asiste la meciul de astăzi, astfel că este o atmosferă foarte tristă din acest punct de vedere, oarecum în concordanță cu starea sufletească a Giuleștiului, o echipă frământată din toate punctele de vedere și din punct de vedere sportiv, dar și financiar. Locul 8 cu 22 de puncte vine după un succes extrem de important în fața Universității Cluj, 2-1 deplasare. Vedem formula de start trimisă în teren de Marian Rada, cu Pesania în poartă, Alex Coman, Abrudan, Bucă și Minisa în defensivă, Mihai Roman, Pavlovici, Codrea și Herea. La mijloc în atac, Alexandru Ioniță și Blaje Ilioschi. Numai puțin de 5 schimbări făcute de Marian Rada față de meciul câștigat în fața Clujului cu 2-1. La fel cum se întâmplase și în urmă cu o etapă, tot 5 modificări făcute de Marian Rada, interimarul Rapidului. La Gaz Metan Media și Cristi Pustai a făcut tot 5 modificări față de meciul pierdut acasă în fața lui CSM Iași cu 0-1. Așadar, Pleșca în poartă, Mut, Tahar Aimen, Frăsinescu, Buzean, Todea, Nicandro, Brevelt, Vali Negru, Eric, Lulacu și Astafei. La Rapid au dispărut din primul 11 Pancu, Nicolae Grigore și Glauber suspendați. În același timp și Ștefan Grigorie este suspendat după ce a primit un al patrulea avertisment la Cluj. Pe de altă parte, lipsește din primul 11 și brazilianul Renan da Silva, lăsat pe bancă de Marian Rada după o prestație dezamăgitoare contra Universității. Au apărut în primul 11 Burcă, Mihai Roman, Ilioschi, Codrea și Alexandru Ioniță. La Gaz Metan Media și Mut, Todea, Lulacu, Vali Negru și Nicandro Brevold i-au înlocuit pe Ciucă, Markovici, Bauab, Ciprian Petre și Bud. Zaco Markovici este suspendat, în timp ce la Rapid, spuneam, sunt numai puțin de 4 jucători suspendați. Este vorba de Pancu, Nicolae Grigore, Glauber și Grigorie. Bojovic este accidentat, la fel ca și Marius Constantin. Revine în lotul Rapidului Rui Duarte. În același timp și Oros Ambi se întorc după ce au fost accidentați. Arbitrul acestei întâlniri este Adrian Cojocaru din Galați, ajutat de asistenții Florin Păunescu și Marius Imre Buci. La Gaz Metan, să spunem, Cristi Pustai încearcă să își apere locul, postul de antrenor. Au fost foarte multe zvonuri, foarte multe informații cum că Pustai ar urma să fie demis. A fost amenințat în mai multe rânduri cu o posibilă demitere în acest sezon. Deocamdată și-a păstrat locul pe banca medieșenilor. Locul 13 pentru Gaz Metan cu 16 puncte, doar un succes însă în deplasare în fața celor de la Viitorul Constanța, abia pe 20 august. Noroc cu sonorizarea stadionului Giulești, care pare să funcționeze la cote normale. Am văzut și rezervele Rapidului pentru această partidă: Albuț, Rui Duarte, Oros, Alexandru Ioniță, 2,
Renan Da Silva, Figueiredo și Romeo Zurdu. La gaz, Medan Cristi Pustai îi are pe bancă pe Loncaric, Târtovaț, Radu Zaharia, Ciprian Petre, Avram, Dan Roman și Taer Bawab. Marian Rada este la al doilea duel contra celor de la Gaz Metan Media și în precedenta întâlnire Rada chiar a fost învins de Gaz Metan cu 1-0, cu un gol marcat de Cristi Bud. A fost demis după acea partidă pe 2 mai 2009. Este de altfel singura victorie a Gazului în 14 meciuri în fața Rapidului. Au fost 10 succese ale giuleștenilor și 3 remize. Un lucru interesant, Gaz Metan nu a obținut niciodată în Giulești vreun rezultat pozitiv. Sunt 7 victorii din 7 ale Rapidului în confruntările cu Ardelenii. În sezonul trecut a fost 5-3, un meci de senzație. Gazul a condus cu 2-0 după golurile lui Buci Bawab. Rapidul a revenit, Pancu și Here au reușit fiecare câte o dublă. Teixeira a punctat și el. Portughezul este astăzi indisponibil. Însă este o situație generală delicată la Rapid din acest punct de vedere, mai ales pentru cei nou veniți. Todea protejează foarte bine în fața lui Codrea. Eric pentru apariția lui Nicandro Breveld. Este lovitură de colț, nu? Este au de poartă pentru Rapid. Iată pasa lui Eric, foarte bună pentru Nicandro Breveld. Preluarea a fost bună, a întârziat însă momentul în care se dea drumul la minge. Aici este momentul, putea să încerce un șut cu stângul, însă olandezul nu este lovitură de colț, execută Mihai Roman. Mingea a trecut peste Ilioschi. A fost reluarea lui Burcă. Pierde și Eric, nu este offside la Ioniță. Ioniță trimite pentru Ilioschi. Se opune însă Pleșca. Prima ocazie a Rapidului, continuă atacul gazdelor cu Roman. Codrea, acum Alexandru Coman, vine centrarea blocată de Tahar Aimen. Gazul vine după două meciuri, două înfrângeri consecutive la 0, în care nu am marcat, cu Oțelul și 0-2 și cu CSMSA și 0-1. Am revăzut cea mai mare ocazie a meciului cu Blaje Ilioschi trimițând din 6 metri în Pleșca. A ieșit bine golkeeperul Gazului și l-a blocat pe atacantul macedonean. O pasă spre Alex Ioniță, nu reușește să țină mingea în joc. Mihai Roman, cel care execută lovitura de colț și ce ocazie, ratează Burcă, a trecut puțin pe lângă minge. Eric, acum Ionuț Buzean, Lulacu, Nicandro Breveld, Tahar Aimen în partea dreaptă, a venit liber Frăsinescu, scăpat din marcaj de Herea. Astafei, în careu Astafei, trage însă peste poartă. Prima ocazie pentru Gaz Metan Media și venită după ce Herea, iată, l-a pierdut complet din marcaj pe Frăsinescu. Acesta a întors pentru Astafei și șutul golgheterului de la Gaz Metan a trecut peste poarta lui Pesania. Iată și reacția lui Cristi Pustai. Lovitură liberă pentru Gaz Metan, pe care o execută Eric. Roman și Alexandru Coman formează zidul în fața jucătorului brazilian. Eric, centrare în o zonă în care era doar Pavlovici. Utează Tahar Aimen și mingea a trecut puțin pe lângă poarta lui Pesania. Iată mingea respinsă de Giuleșten. Tahar Aimen trage de la 25 de metri, însă pe această reluare se vede că balonul s-a dus totuși departe de țintă. Deviază Ilioschi. Todea
Avansează capitanul Mediașului, Eric. Eric îl întoarce pe Pavlovici, apoi deschide în partea stângă la Lulacu, față în față cu Coman, învăluie și Buzean. Lulacu spre Nicandro Breveld, trage Nicandro, probleme pentru Pessania, ce ocazie, ce ocazie a fost, însă offside la... Nu este, este penalti, este penalti pentru Gazmetan Mediaș. Burcă este eliminat. Un șut al lui Breveld foarte puternic, Pessania respins în față. Iată, nu este offside la cei de la Gazmetan Mediaș. Breveld șutează, boxează în față Pessania și da, Burcă ține un jucător de la Gazmetan Mediaș, este vorba de Eric. Rapidul rămâne în 10 oameni și Gazmetan Mediaș beneficiază de o lovitură de la 11 metri. Eric poate să deschidă scorul în Giulești. A marcat un gol în acest sezon în eșecul din deplasare cu Ceahlăul Piatra Neamț în urmă cu 4 etape, 1-2. Eric față în față cu Pessania, doi brazilieni care apără cauze diferite în acest moment. Pessania încearcă să evite golul de 0-1. Eric încearcă să o aducă în avantaj pe Gazmetan Mediaș. Foarte concentrat Eric. Deocamdată Adrian Cojocaru se asigură că toți jucătorii două echipe sunt în afara careului. Liniște de plină în Giulești și asta pentru că nu sunt spectatori în tribune. Liniște apăsătoare, Eric față în față cu Pessania, Eric, gol, 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 Gazmetan Mediaș, gol, Eric, rapid, Gazmetan 0-1. Minutul 34, deja lucrurile se complică pentru Rapid, este încă un legiu de regiunei, au un om eliminat, acum este vorba de Burcă. Iată încă o dată șutul lui Breveld, parat de Pessania, apoi Eric este tras de tricou de Burcă, obține penaltiul pe care tot el îl transformă cu siguranță. Al doilea gol din acest sezon marcat de Eric Oliveira. Și Rapid Gazmetan este 0-1. Mingea la Eric, întoarce spre Todea. Acum Nicandro lasă pentru Lulacu. Dezvoltă foarte bine acest contraatac de la Gazmetan Mediaș. 4 contra 4 la această fază. Lulacu la 20 de metri. Lulacu o pasă în dreapta la Astafe. Este acolo și Todea se replet. Însă giuleștenii Astafei trage și prinde până la urmă Pessania. Momente de... criză în Giulești. Iată cum Rapidul ajunge într-o situație extrem de delicată în acest sezon. Lulacu se desprinde de lângă Alexandru Coman. Lulacu, o viteză foarte bună, se duce către careul Rapidului. Lulacu pentru Eric, șutează, însă mult peste poartă. Brazilianul văzut de Vali Negru, nu? Da, Vali Negru l-a ținut aici, l-a blocat pe Ioniță în momentul șutului. Da, infracțiunea se produce în afara careului. Lovitură liberă pentru Rapid. Decizie corectă luată de Adrian Cojocaru. Herea va încerca să egaleze când în acest
minut de prelungire dictat de arbitrul întâlnirii. Herea șutează în forță, însă peste. Un minut suplimentar pentru această primă repriză. Herea trage puțin peste. Vali Negru, prin avertismentul primit după această fază, nu va putea evolua în următoarea etapă, ultima a turului. Cu Alexandru Ioniță. Ioniță încearcă să găsească o soluție. Este faultat de Vali Negru. Vali Negru are un cartonaș galben. Este și el eliminat. Se reface echilibrul numeric în Giulești. Minutul 50. Iată-l pe Ioniță, care obține două galbene la Vali Negru, fostul jucător al Rapidului. Și iată, din acest punct de vedere, Rapidul ar putea să aibă un plus la capitolul moral. Vali Negru părăsește terenul eliminat. Oricum, el devenise indisponibil pentru meciul din etapa viitoare contra celor de la Petrolul Ploiești. Lovitură liberă pe care o execută Ovidiu Herea. Herea centrează în brațele lui Pleșca. Derajează portarul gazului. Ce preluarea lui Eric Astafe, încearcă o trecere în viteză pe lângă Milisavljević. Iese însă pe Sania și prinde în fața golgheterului de la Gazmetan. Pavlović, Ioniță, șutează însă peste poarta lui Pleșca. Și acum se produce prima schimbare la Gazmetan Mediaș. Iese Todea și în locul său intră Radu Zaharia. Am revăzut ultima acțiune a celor de la Gazmetan Mediaș cu preluarea lui Eric, o pasă din preluare practic spre Astafei. Acesta însă este blocat de Pesania. Intră Romeo Surdu. Aplaudă schimbarea de cine spectatori aflați în Giulești. Evident, oameni din staful clubului. Acum o lovitură de cap a lui Roman. Prinde Pleșca. Haide, haide, stați mai afară, noi dăm, noi dăm! Lovitură de colț pentru Rapid. Centrează Roman, lovitură de cap. Pavlović te opune acolo pe linia porții. Tahar Aiman și rapidiștii cer penalti. Adrian Coșocaru acordă însă doar corner. Să vedem această fază. Lovitură de cap a lui Pavlović și Tahar Aiman respinge, cred, cu pieptul, dar nu poate fi vorba de penalti. Surdu, Mihai Roman este atacat de Sergiu Mut, rezistă Roman și centrează spre Ioniță. Mingea ajunge la Oros, trage Cristi Oros, însă peste poartă. La cât de precis a evoluat până acum Cristi Oros, nu ar fi exclus ca el să fie și salvatorul Rapidului din punct de vedere al ofensivei. Intenția sa lăudabilă, a încercat un șut de la distanță, însă peste poarta lui Pleșca. Mihai Roman, un șut, respinge în față Pleșca și ocazie mare pentru Rapid. Herea nu reușește să continue această fază. Este încă o ocazie rosită de rapidiști. Iată șutul lui Roman, respins în față de Pleșca și apoi Herea scapă mingea în afara terenului. Nicandro, o pasă în dreapta spre Lulacu în fața porții. Roman nu ajunge la întâlnirea cu mingea. Putea fi 2-0 pentru Gazmetan. Ce final de meci în Giulești. Mai puțin de un sfert de oră până la sfârșitul jocului și iată ocaziile încep să se înmulțească la ambele porți. Herea
Acum pentru Rapid, în partea dreaptă este Alexandru Coman, primește acesta, centrează spre Surdu, minge ajunge la Ioniță, Ioniță! Gol! Rapid! Gol! Alexandru Ioniță! Un șut cu stângul, cu sete, sub bară, în care a adunat toate neîmplinirile Giuleștiului din acest sezon și Rapidul restabilește egalitatea. Minutul 78, Rapid, Gaz, Redar Mediaș, 1-1. Cel mai periculos jucător al Rapidului în această seară, iată-l, rezistând în fața defensivei Gazului, reușește să se întoarcă de lângă Radu Zaharia și cu stângul catapultează mingea sub bară, Rapid, Gaz Metal Mediaș, 1-1 și în acest moment giuleștenii pot forța și victoria, așa cum s-a mai întâmplat și în precedentele sezoane cu Gaz Metal pe teren propriu, cum ardelenii, spuneam, nu au obținut până acum niciun punct în 7 vizite pe terenul Rapidului. 7 succese din 7 posibile pentru Rapid în confruntările cu Gaz Metan acasă în Liga 1. Milisavljević, Milisavljević pentru Surdu. Mihai Roman, Romeo Surdu cade și este penalti, nu? Ăla este penalti pentru Rapid. Penalti scos de Romeo Surdu în doar 2 minute. Rapidul întoarce jocul în favoarea sa. Surdu scoate penalti după ce Ioniță a egalat, însă aici nu pare să fi fost contact între Surdu și jucătorul Gazului. Ovidiu Herea poate să marcheze al 5-lea său gol împotriva Mediașului. Minutul 80, Rapid are șansa de a trece în avantaj într-un meci în care a trecut, în care a stat mai mult în agonie. Extazul poate veni acum, gol, gol, Herea, 2-1, Rapid, Gaz Metan Mediaș, 2-1, Ovidiu Herea la al 4-lea său gol în acest sezon, a punctat și în victoria cu 2-1 în fața Universității Cluj, înscrie și acum și iată, Rapidul este la 10 minute de un succes de care părea foarte departe în urmă cu doar 5 minute, însă Surdu și însă Ioniță și Herea au întors scorul în favoarea Rapidului. Surdu a scos penaltiul din care Herea a adus echipa lui Marian Rada în avantaj, însă nu a fost penalti la Surdu, am văzut corect, am văzut exact ce s-a întâmplat pe ultima reluare. Spre Milisavljević, pătrunde în careu sârbul, trage cu stângul și va fi aut de poartă. Rapidul este descoperită la această acțiune a Gazului, cu Eric este intervenția lui Surdu, Dan Roma surprins în offside și ocazie imensă, ocazie imensă pentru cei de la Gaz Metan Mediaș. Balonul a venit de la un jucător al Rapidului și iată galben văzut aici de Surdu. Ce ocazie a irosit Gaz Metan Mediaș în ultimele secunde ale meciului. Arbitrul asistent a ridicat fanionul, însă mingea a venit de la un jucător al Rapidului, iar Adrian Coșocaru a lăsat jocul să continue. Foarte bine a făcut, iată momentul, era offset la Dan Roman, însă pasa vine de la Surdu, el atinge balonul, Roman greșește complet pasa, practic mingea era adresată lui Lulacu, a deviat Bawab nefericit, exact cât să îl facă pe Lulacu să nu poată ajunge la acel balon. Foarte multe faze controversate în această partidă în Giulești. Reacțiile vin imediat la Digisport Special cu Vali Muraru și invitații săi. Pe site-ul digisport.ro aveți toate momentele importante ale acestei partide din Giulești. Se termină meciul, Rapidul învinge pe Gaz Metal Mediaș cu 2-1 după golurile lui Alexandru Ioniță și Ovidiu Herea din penalti, după ce Gazul a fost în avantaj 1-0 la pauză, după
reușită după golul marcat din penalti de asemenea de Eric. Doi jucători eliminați, Burcă la Rapid, respectiv Vali Negru la Transmetan Mediaș. Rapidul în continuare bifează victorie după victorie pe teren propriu în fața Gazului. 8 succese din nou posibile pentru giuleșteni în fața ardelenilor. Bucurie mare la Rapid, un succes care ar trebui să le confere mai mult moral, mai multă încredere înaintea confruntării din etapa viitoare contra celor de la Ceahlăul Piatra Neamț în deplasare. Vedem ce s-a întâmplat în această partidă. Mai întâi Eric este tras de tricou de Burcă după un șut violent al lui Nicandro Brevold, respins de Pesania. Tot Eric transformă lovitura de la 11 metri. Apoi vine golul lui Ioniță de 1-1 în minutul 77, un șut violent sub bară și imediat Surdu obține un penalti pe care Adrian Cojocaru l-acordă foarte, foarte ușor și Herea își trece în cont al cincilea său gol în duelurile cu Gazmetan Mediaș și totodată al patrulea gol din acest sezon în Liga 1, egalându-l pe Nicolae Grigore, cel mai prolific marcator al Rapidului în acest sezon. 2-1 pentru Rapid, care acumulează 25 de puncte. Gazmetan rămâne cu 16 puncte în zona periculoasă a clasamentului. Destul de îngândurat Cristi Pustai, se gândește probabil dacă va mai continua la Gazmetan. Etapa viitoare, ardelenii o înfruntă pe Petrolul Ploiești pe teren propriu. Părăsește terenul stadionului cu capul în pământ antrenorul Gazului. Marian Rada explică lui Blaje Ilioschi poate de ce l-a schimbat în finalul primei reprize, atunci când Rapidul rămăsese în 10 oameni. Aceasta a fost povestea meciului din Giulești. Reacții vin imediat la Digisport Special cu Vali Muraru și invitații săi. Bogdan Sorol vă mulțumesc pentru atenție și vă invită să rămâneți alături de noi. O seară excelentă, la revedere!